Bună ziua, bun găsit la Călătorii Geopolitice, sunt Cristian Gava la Radio France. Invitatul acestei ediții este consultantul fiscal, economistul, avocatul și, nu în ultimul rând, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor și una din vocile de primă mărime ale analizei financiare românești, domnul Gabriel Biriș. Bună ziua, domnule Biriș, și vă mulțumesc mult că ați Bună acceptat ziua, invitația mulțumesc, noastră. Că, mulțumesc foarte mult pentru, pentru invitație. Cu multă plăcere. Suntem într-un uh, an de efervescență economică, 2020, cel puțin așa pare. Cum vedeți perspectivele economice pentru România ale acestui an? Se va menține creșterea economică record din ultimii doi ani? Păi, uh, creșterea economică a fost record acum doi ani. Anul trecut a mai scăzut, anul ăsta probabil că uh, cifrele nu vor mai fi nici ca anul trecut. Uh, din păcate, la noi creșterea economică a fost în principal pe consum. Uh, sau au fost crescute pensii, au fost crescute salarii, asta a însemnat mai mulți bani în consum. Nu neapărat, nu consum. e un lucru rău, ce este foarte rău, este că nu s-a făcut nimic pe partea de investiții. Și adică, de investiții care să genereze a, profit. Exact. Pentru că până la urmă noi trebuie să ne găm, poate un pic mai plastic, mă exprim acum, dar ce lăsăm copiilor noștri datorii în momentul în care a, tu te împrumuți ca să mănânci. Că asta înseamnă să plătești pensii și salarii, mănânci, e ziua de astăzi și nu investești în infrastructură, nu investești într-un sistem de educație care să formeze capitalul uman de care, fără de care nu poți să crești. Vedem acum ce probleme avem cu forța de muncă, probleme pe care antreprenorii încearcă să le rezolve aducând forță de muncă, care generează alte conflicte, gen ditrău sau altele asemenea. Practic, în momentul în care tu te împrumuți ca să mănânci sau să pleci în vacanță, poți să o faci o perioadă scurtă. E cea mai păguboasă, da. la nivelul, de la nivelul unui individ, la nivelul unei comunități, cea mai păguboasă formă de păi, finanțare. Nicio, diferența dintre bugetul unei familii și bugetul unei țări este de mărime. Nimeni nu ar trebui să consume mai mult decât câștigă. Nimeni n-ar trebui să se împrumute decât ca să poată să-și facă o investiție, să facă o casă în care să crească sau să cumpere ceva cu care să producă după aceea să-și crească profit. Nu te împrumuți doar ca să mănânci. Uh, ori noi cam asta E o regulă am făcut pe care o știau bătrânii și extrem fiecare, de bine. Da, pentru că avem și... S A transmis din generație în generație. Avem da. și proverbe, nu? Să nu te întinzi mai mult decât e plapuma. Unul da. dintre ele. Uh, deci, corecții vor fi... Uh, vedem că deja uh, alergătorul ăsta care se numește pib României și-a cam pierdut uh, suflu, uh, vedem că uh, sumele împrumutate uh, de Ministerul Finanțelor sunt uh, din ce în ce mai mari. Vedem că deficitul este uh, la, nivele, la un nivel horror. Deci în momentul în care tu în 2019 vorbești de 4,6% still counting, Uh, în condițiile în care n-ai avut nicio criză. Uh, în condițiile în care ai avut creștere economică încă uh, serioasă, în, co în contextul în care ai venit după cre uh, creștere economică, după 2 ani de creștere economică record, uh, ajungi la 4,6 în condițiile, adică mult peste 3, și știți ce mă. Uh, Oripilează pe mine este că, din păcate, această țintă de deficit de 3% din PIB a ajuns un fel de măsură a performanței guvernării. Da. Nu. Deficitul de 3% din PIB este o limita maxim tolerabilă a lipsei de eficiență a guvernului. Adică în, nu e o măsură a performanței. Din punct este... de vedere geopolitic, s-a vorbit foarte mult în ultimii ani despre dependența României de zona euro, din punctul de vedere al exporturilor. Păi și, și, este. și este. Vedem că uh, imediat, uh, e, e un lanț foarte scurt de, de transmisie între evoluția uh, producției industriale în zona la noi euro și uh, evoluția uh, Economie produ economiei euro. producției industriale în uh, zona euro și în special în zona construcțiilor de mașini. că Acolo, uh, de fapt, sunt uh, cele mai multe fabrici care fac componente pentru uh, fabricile din, uh, din vest. Uh, e pe scădere. Este deci pe Scădere. Imediat. Bun. Vedem clar că cel puțin în centrul Europei și în uh, motoarele economiei Uniunii Europene avem corecția ale PIB-ului. Avem o economie care a încetinit foarte mult în ultimul an. Unele țări de bio evita recesiunea, altele se zbad la 0,03% creștere din PIB. Da, dar ne va afecta lucrul acesta? Cu toate astea, uite, uh, ne plimbăm, mai mergem la schi, mai mergem cu bicicleta și până Europa și până România. Uh, cu toții admirăm infrastructura Germaniei, infrastructura uh, Austriei, Italiei. Luc se lucrează peste tot. Refac uh, noduri, lărgesc autostrăzi, noi, nimic. În momentul în care, uh, în momentul în care uh, că asta e uh, și unul din rolurile guvernului, să atenueze să atenueze mișcările ciclice. Cum o faci? Pe păi în momentul în care ți-e bine, pui deoparte, în momentul în care uh, crește, scade uh, cererea uh, privată, scade producția privată, tu vii cu cerere din, uh, de, uh, cu investiții publice. Și atunci ce faci cerere? Păi noi ce facem? Că în, în perioada asta de creștere n-am început să facem nimic. Uh, Ne-am împrumutat ca să mâncăm și acum când o să vină scadența, scăderea da. și, și scadența scaderea, la împrumuturi, exact cu ce plătim? Uh, vor fi corecții, din păcate. Uh, noi, ca, noi ca țară avem un hop uh, imens anul acesta. Mai ales că uh, e un an electoral, uh, care guvernele uh, sunt tentate să fie populiste. Da, personal mă uit cu îngrijorare, dar în același timp am motive de optimism, pentru că văd că s-a pus frână la derapaj, adică derapajele continuă doar din zona de Parlament. Puțin și de la Guvern, nu cred că trebuia scăzută acciza la, la motorină în momentul în care a crescut anul trecut consumul cu 14% ce deci era nevoie să scaze anul ăsta Cum vedeți uh, în România într 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 de pop, să trăi mult într-un o mit? Să nu sar de la da. una la alta uh, Eu am curiozități pentru că fiind și background-ul cu multă pregătire matematică am terminat și politehnică, am făcut electronică și telecomunicații uh, foarte bun prieten cu cifrele Hai să ne uităm la uh, niște cifre cheltuiele cu pensiile în 2017 57 de miliarde cheltuielile în 2019 80 de miliarde cheltuielile în 2022 prognozat pe legislație aprobată și publicată în monitor oficial 140 de miliarde uriaș creșterea de la 57 la 100, adică cu de 2,5 ori în condițiile, cu 250% în condițiile în care ție în perioada asta, că PIB-ul a crescut 30%, să spun. 25. Real. De la undeva, nu? Avea 90.000 de dolari pe cap da, de locuitor da, să la valoare de nominală și, de, și ajungem la 13-14.000. Da. Da? Exact. Uh, de unde? Uh, probabil că dacă nu se face nimic pe, și nici, niciun partid politic nu va uh, îndrăzni să se atingă de acest subiect în an electoral. Probabil că vor intra în vigoare în uh, septembrie, creștele cu 40%. Care credeți că ar trebui să fie strategia României coerentă pe zona de pensii? În primul rând, uh, trebuie să terminăm cu populismele. Uh, știți ce se întâmplă în momentul în care dai privilegii în momentul în care pensionarea anticipate, pensii speciale, scutiri la contribuții, din păcate, toate aceste privilegii sunt percepute ca drepturi. Divizează nația. În momentul în care tu creezi categorii diferite de cetățeni, unii care trebuie să muncească până la 65 de ani, alții care pot să se pensioneze la 40 de ani, unii care trebuie să plătească. 25 plus încă 10% contribuții din ce câștigă. Alții care nu trebuie să le plătească, sau alții care trebuie să le plătească nu din ce câștigă, ci la salariu minim. Tu, practic, creezi categorii de privilegiați. Uh, ca să putem să uh, vorbim de o soluție pentru uh, uh, criza pensiilor, trebuie să ne uităm la entire picture. La, să luăm în, în considerare toate elementele. Adică 1, să refacem baza de impunere să, ca să putem să asigurăm veniturile. Să plafonăm baza de calcul a contribuțiilor sociale pe suma veniturilor, să nu mai conteze cum câștigăm, ci, sau cine suntem, să conteze cât câștigăm, nu diferența între cum cine, da? Nu se poate ca eu să plătesc dau exemplu ăsta. Nu se poate ca eu să plătesc uh, 10% din minim și secretara mea 10% din brut. Adică eu să beneficiez pe principiul solidarității de, aceleași, de aceeași asigurare de sănătate publică ca secretara mea, plătind de 3 ori mai puțin. Chestia asta nu e sustenabilă. Da. Nu, nu pot, să, pot să mă bucur acum, dacă sunt inconștient. Pot să mă bucur că plătesc mai puțin. Da. eu știu ce urmează. Uh, uh, deci, refăcută baza... Plafonată, plafonată baza de calcul la, la contribuții, limitată și, în momentul în care plafonesc contribuția, plafonesc și, benefic și beneficiile. Investit în, în educație și asta parte din rezolvarea problemei pensiilor, dar, din păcate, produce efecte târziu. Tot vorbim de, și din, ferici, din fericire, l-am auzit și pe președinte încep vorbind apăsat despre nevoia de educație antepreșcolară, să refacem sistemul de creșe. Știți ce? Se nu pute deci ce vreau să spun apropo de criza pensiilor care cred că este cea mai, cel mai mare hop pe care uh, țara asta trebuie și să... Și nu în România, este în multe țări europene. Da, dar la noi a fost amplificat. A fost amplificat datorită politicilor irresponsabile, în special din ultimii 3-4 ani. Uh, noi suntem, din păcate, ca țară, în mijlocul unei furtuni perfecte. Adică o sumă de furtuni care s-au unit în același timp. Natalitate scăzută, migrație masivă, mortalitate crescută și o speranță okay. de viață redusă relativ cu alte țări europene. O distribuție a vârstelor, o structură a populației foarte dezechilibrată. Uh, am în, urm în urmă cu 10 ani am văzut o statistică, o, o piramidă. Da, de fapt, distribuția vârstelor în România acum 10-12 ani arăta ca o anforă. Da. da? Cu burta amforei la generația mea de crețeilor, 67-70. În continuare, de generația asta, chiar dacă mulți dintre uh, colegii mei de liceu și facultate nu mai sunt în România, suntem cei mai mulți în țară. În 2030, când generația născută în 67-70 urmează, se, se va pensiona. Va ieși ușor, ușor. Distribuția nu va mai fi ca o amforă. Adică, de desubt, nu mai este o bază care susțină. Va fi ca un culturist. Umerii da. ieșind la pensie, corpul care rămâne de desubt, este prea fragil. Și va, se, se știa. Se știa că 2030 va fi un an uh, greu. Și că, că, că trebuie și dacă să ne pregătim. Așa, ce s-ar întâmpla? Scenariile sunt din cele mai sumbre. Există o soluție foarte simplă pentru a corecta toate aceste excese. Din păcate, o vor plăti cei care nu sunt vinovați de aceste greșeli. Copiii de astăzi. Și tinerii de astăzi. Hiperinflația. Nu poți să corectezi derapajele făcute în ultimii trei ani decât deprețindu-ți moneda. Am mai trecut până asta dar o problemă sistemică de tipul acesta în care puțin tineri susțin un număr foarte mare de pensionari, cu o populație în scădere, cu o criză de forță de muncă extrem de mare, nu va putea conduce la nimic bun. Da, și pentru asta trebuia trebuia de pregătit din timp. Moment. Ok, nu știm că avem o problemă cu distribuția populației. Păi da măcar oamenii care vin tineri să nu fie 44% analfabet funcțional, să, să poată să fie parte din soluție, nu pare să amplifice problema. Și problema cea mai mare, de, 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 de fapt, nu asta cu analfabetismul funcțional e singura, dar dacă te uiți, 50% din tinerii. Deliciu, acum vor să plece din țară. De ce? Pentru că nu n -au, n au o perspectivă, nu au un viitor, nu au încredere. Pentru că stau în, în blocaje de trafic, pentru că de acasă până la muncă nu au metro, nu -au, 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 au mijloace de transport în comun, că dacă se căsătorești și vor să facă copii, nu au cu cine să-i lase. Pentru că sistemele publice nu sunt unele. Pentru că sistemele publice nu sunt ce trebuie și. Uh, știți, acum am luat -o așa un pic într-o notă mai pesimistă, dar de fapt, ca să, înțele să, înțelegi ce ai de să înțelegi ce ai de făcut, trebuie să înțelegi unde, unde ești. Uh, da, sunt soluții pentru toate. E drept că unele uh, necesită uh, timp pentru a fi implementate, trebuie, trebuie să începem să. Facem infrastructură, să refacem, să refacem sistemul de creșe, sistemul de educație, de la temelie, centrându-l nu în jurul uh, da, dascărilor, ci în jurul copiilor. Că până la urmă totul e despre capital, nu? Capital uman, fără capital uman, nu. Gândiți-vă că anumite țări din Uniunea Europeană, care au trecut în ultimii Zeci, în ultimele zeci de ani, după 1970-80, prin experimente puternice de stânga, din punct de vedere economic, mă refer la țări precum Portugalia sau Grecia, nu? Guverne socialiste de la mijlocul anilor 70 sau începutul anilor 80 în cazul Greciei, au ajuns în final la o stagnare economică. Noi avem un PIB pe cap de locuitor undeva anul acesta pe la 13 14000 de dolari, probabil. Aceste țări undeva pe la 20 23000 se zbat în stagnare de Stagnare sau scădere de 10 ani. Credeți că România are un potențial de creștere pe termen mediu încât să poată recupera din decalajul față de Occidentul Europei sau ne vom bloca la un anumit da. moment? Da, avem un. Sunt absolut convins că avem un potențial de creștere semnificativ și depinde doar de noi să-l folosim. Da? Depinde doar de noi. Uh, nu cred în teoria conspirației că sunt puterile, ăsta sunt populisme proaste, că vor să ne țină. Nu. Nu, nu, uh, uh, toate problemele pe care le avem sunt generate de noi. Imensa lor majoritate, hai să nu zicem toate, că poate mai sunt și probleme generate de contextele internaționale. Cum Dar nu ne-am pregătit pentru a nu avea probleme. Dar toate problemele nu e de vină nimeni că noi nu am trecut auto, uh, Carpații cu autostradă, nu e de vină nimeni că din 100 de copii născuți astăzi numai patru au loc în creșe? Nu e de vină nimeni că avem um, jumătate din copiii de 15 ani nu înțeleg ce citesc? Noi suntem de vină pentru asta. Cum vedeți mitul despre care s-a vorbit în ultimii 15 ani enorm și aceea încercarea de a reduce dependența economiei de zona euro prin cucerirea altor piețe. Toate tentativele făcute succesiv de către guverne au eșuat. Mă refer la piețele din Orientul Mijlociu, la piața Chinei, de exemplu, la, piaț la piațele piețele din America Latină, la piața Africii. Este acesta un potențial sau o iluzie care niciodată nu se va putea împlini? Trăim într-o economie globală. Uh... Cu o economie în care comerțul este, mores, liber. Uh, ca să iei beneficiile unei conjuncturi favorabile, trebuie să ai și cu ce. Da? Păi, cu cine să cucerim? Când uh, statul român a uitat de ce înseamnă diplomație economică, când uh, statul român se uită la, proprii antreprenori, la antreprenorii români ca la niște hoți da. cărora trebuie să le dea în cap, să-i controleze în fiecare zi. Da? Să le blocheze conturile, să le ia codul de TVA, să scrie legi proaste, să creeze, să pună bariere pe calea dreaptă. Recent, o să, mai vede... o să tot vedeți scandaluri în perioada următoare, că e presiune pe buget. Pe retratarea unor venituri din ce au fost considerate în uh, salarii. Da? Pe partea, pe calea dreaptă, statul român, prin legislație, a pus o barieră. Imposte și contribuții foarte mari. A creat portițe, au creat statul. Politicienii da. au creat potecuțe. Și pe potecuțe au pus capcane, au creat complicități. Am fost aseară, uh, apropo de. Uh, și că suntem într-un studio. Salut poziția multor jurnaliști de a refuza scutirea acordată recent, care e un cadou otrăvit. E bine, înseamnă că suntem sănătoși și că avem anticorpi. Dacă s-a înțeles atât de repede că e vorba de o șpagă, ne cerut, șpagă. Nu a cerut nimeni. Dintre jurnaliști nu a cerut sau din trusturile media nu a cerut această scutire. Exact. Au dat-o pur și simplu ca să creze niște... Da, noi am fost bun cu voi. Da, de, a, genul ăsta de, de politici ne... Genul ăsta de politici publice ne suminează uh, coeziunea nației. Divide timpul. Uh, deci... Uh, ori finanțezi reveni... pensii tot așa ca să cumperi, pomeni, ori finanțezi tot felul de corporații tot așa. Da, <laughs> deci ca să putem să cucerim piețe, trebuie să avem firme cu capital uh, românesc puternice. Sau mixt puternice. Da. Prima rafinărie din Europa steaua română prima rafinărie din Europa nu mai există. Da? Era într-un plin proces de acum vreo câțiva ani de zile de investiții de retehnologizare. A venit anaf i-a blocat conturile a pierdut liniile de finanțare a intrat în faliment, a câștigat procesul cu anaf -ul. Mai dau exemple? Avem multe. Uh, nu la nivel declarativ, da, suntem buni. Vrem, să dezvoltăm să, da? când este să facem. Destul de dificil. Nu, și e vorba de, până la urmă, de uh, mentalitate. Uh, tragem pentru ce tragem. Cum vedeți poziționarea României în economia globală în în nou, noua era a războielor economice. Cum vedeți de fapt acest conflict sino-american? Putem vorbi de un conflict sino-occidental, de un conflict sino-american, de o fisionare a alianței economice a Atlanticului de Nord, a Occidentului? Ce se întâmplă din punct de vedere geopolitic și economic? Sunt multe incertitudini. Nu sunt specialist în zona asta. Nu se știe dar, la ora actuală, dar, e incertitudine. Uh, uh, uite, am fost invitat la Crinița, la formă economică al polonezilor, uh, într-un panel uh, în care nu eram foarte confortabil de geopolitică, și titlul era liberalism versus protecționism. Eu cred că, în momentul de față, uh, asistăm la o luptă între sisteme. Uh, capitalismul de stat, care este succesorul. comunismului, economic, da. da? și uh, liberalismul, liberalismul cea care, adică economia de piață așa cum o știm noi și uh, democrație și libertăți individuale și libertatea cuvântului și proprii, drept la proprietate și uh, antreprenoriat uh. Va mai trece ceva până se va clarifica sistemul în care noi credem liberalismul deja a câștigat un război războiul cu comunismul nu? al doctrinelor care, practic, uh, au avut un câștigător clar. Acum, uh, în China, să nu uităm că China, în ultimii ani, a trecut, și într-o generație vorbim, a trecut de la uh, foame, de la obezitate. Și de la revoluție culturală, da. în perioada la lui Mao, și la prosperitate. prosperitate. Uh, ce se întâmplă în Hong Kong este începutul, uh, este doar un început. Uh, faptul că a apărut un clash între uh, China comunistă care uh, nu prosperitate de data recentă, dar fără libertăți li se pare normal, uh, cu uh, o zonă în care au existat și libertăți și prosperitate. Uh, da? mai, îngri Credeți. mai îngrijorător din punctul nostru de vedere este uh, schisma asta care apare între în interiorul uh, alianței nord-atlantice, de cele două maluri ale Atlanticului. Da. Uh, un pic am prea mare gourile. Cum vedeți? Iar uh, Europa, scuze, Europa uh, uită, în pare că -și uită istoria recentă. Cum vedeți din punct de vedere economic încercarea Rusiei și a Chinei de a crea un sistem economic opus și diferit de sistemul tradițional occidental, adică încercarea de a-și crea un propriu sistem economic versus tendințele globaliste. Există astăzi, într-o economie globală, într-o economie atât de interconectată, există posibilitatea, din punctul dumneavoastră de vedere, de a furniza un model de succes prin izolaționism? Nu. Au forța uh... aceste economii să se separe de lumea occidentală, să creeze un sistem economic propriu? Pe termen scurt, poate da. Uh, vedem că derapaje de la uh, liberalism avem inclusiv între vecinii noștri. Da? Uh, nu neapărat de la liberalismul economic? Uh, de la celălalt politic, mă refer, da. în special. Uh, vedem că Turcia a luat o vedem că Ungaria nu e pe traiectoria bună. Uh, de ce? Ce, ce oferă uh, cele două sisteme care nu sunt chiar uh, identice, ru rusesc și chinez? Sunt chiar complet diferite? Da, dar oferă ceva leadership de moment. Adică puterea aproape totală. Uh, nu, uh, nu au ei treabă cu statul de drept, uh, nu, ei sunt statul. Cam asta s-a încercat, în sensul ăsta să se îndrepta și România până anul trecut, în mai. De ce? Pentru că este foarte uh, appealing regimul ăsta pentru uh, o mână de oameni în care acaparează toată puterea. Uh, asta poate, nu poate să aducă nimic bun pe termen lung. Pe termen scurt, vedem, poate să aducă niște avantaje. Uh, vorbesc de avantaje în națiuni. Da? Uh, pe termen lung, însă, nu. Uh, în momentul în care libertățile individuale nu sunt respectate de stat și nu sunt garantate de stat, se ajunge la conflict, se ajunge la revoluții, se ajunge la uh, migrații masive. Uh, deci, uh, cum spuneam uh, și la e o luptă între sisteme. sisteme. Și noi până la urmă, ca cetățeni cu drept de vot ai României și cetățenii europeni și cetățenii unui stat membru, membru al Alianței Nord-Atlantice, trebuie să uh, vedem cum stăm și să ne înțelegem care este interesul nostru. Eu cred că interesul nostru este să mergem în direcția pe care am început-o după Revoluție, spre democrație, spre economie liberă, să vedem ce avem de făcut cu statul ca să-l eficientizăm. Pentru că, în momentul de față, este mult prea gras. Și ineficient uh, și câteodată chiar opresiv. Uh, să. Asta e direcția. Să ne uităm la politicieni, pentru că până la urmă, uh, așa asta înseamnă democrație. Democrație fără partide, fără po, uh, politicieni, nu se poate. Uh, politicienii au. Trebuie să vedem că politicianul care vine și ne cere votul, de fapt, ne cere un mandat să ne administreze interesele în interesul nostru. Adică nu în interesul lui personal. Să ne uităm, uh, să fim și noi un pic mai responsabili, să citim un pic mai multă istorie, să înțelegem uh, de unde venim și unde vrem să mergem. Și încă un lucru, să ne uităm mai ales în gura politicienilor care ne spun, fraților, hai să muncim împreună, să construim. Să le întoarcem spatele celor care ne spun, vă dau, vă cresc pensiile, vă dau scutiri, vă cresc salariile. De unde dau? Ca în familie. Cheltuiești mai mult, te împrumuți, la un moment dat ce se întâmplă? Îți pierzi casa. Asta se întâmplă. Stafia comunismului bântu Europa, spunea Marx, în urmă cu 200 de ani, în ultimii 30 de ani am asistat la o deconsacrare a oricăror alte modele economice în afară de modelul tradițional al piețelor libere, al liberalismului. Încercarea fascismului, încercările comunismului de a oferi un nou model de societate au fost destinate pe iri, Nu, până la urmă, comunismul, domnule Biriș s-a prăbușit înainte de alterațiuni ideologice, datorită incapacității de a mai gestiona economia. Pur și simplu a dat faliment. Da, penurie, Cam asta s-a întâmplat. Penurie. A dat faliment. Bun. Da. După 1990, marxismul acesta s-a mutat din sfera economică în sfera culturală și asistăm la o bătălie culturală în toată lumea, la ora actuală, din punctul acesta de vedere. Credeți că liberalismul va supraviețui în continuare sau vor apărea noi provocări de tipul acesta, care îl vor contracara? Eu sunt convins că va supraviețui și. Uh, de ce? Că, pentru că, până la urmă, asta e calea naturală. Da? E natura umană, de fapt. Natura umană. Asta e natura umană. Nu o ideologie că, știți, impusă dintr-un laborator. Asta, stânga, dreapta. Am avut o, dată o discuție cu un prieten jurnalist și el zice: pune și mie care sunt pentru tine valorile dreptei. Economic vorbind. Nu, valorile. A, valorile în general. Și eu zic: libertăți individuale, garantarea dreptului la proprietate, garantarea uh, dreptului la uh, liberă exprimare, uh, stimularea uh, inițiativei uh, private, antreprenoriat, tradiție, familie. Un anume tip de conservatorism. Tradiție, da. familie. Hai să vedem. Cei care sunt de stânga n-au tot asta la bază. Din <laughs> tot asta e. <laughs> care zic că sunt de stânga. Problema noastră da, e da, că, că nu după, mai înțeleg ce înseamnă stânga. După 1900, dat. 80-89, clivajul tradițional stânga-dreapta s-a platizat extrem de mult, s-a diminuat extrem de mult. Ați văzut. Nu mai pot spune astăzi problema despre dreapta care încurajează inițiativa privată și stânga care promovează o economie tatistă. Sau lucrurile... amestecat, lucrurile nu sunt. Hai să vorbim, am mai vorbim atât de stânga-dreapta, vorbim ce vrem. Și o să vedem că ce vrem e de fapt um, fundamentul pentru liberalismul așa cum îl înțelegem noi. Și așa cum îl știm noi. Vedeți posibil la nivel global repetarea unui, pe termen scurt a unui moment de tipul 2009? Care au fost resorturile din punctul nostru de vedere care au generat acel moment? 2008-2009 era un dezastru care aștepta să. era un ticking bomb. Uh, și până la urmă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, absolut previzibil, din cauza că unii au furat prea mult. Că asta s-a întâmplat. Uh, S-a rupt legătura între cel care, investitorul care își asumă riscul și cel care ia bonusurile și a explodat. Acum cred că suntem din nou într-o perioadă, parcă nu învățăm nimic din, din, erorile, din trecutului. erorile trecutului. Adică, nu știu dacă bagi rahat în ventilator, nu o să iasă parfum În momentul în care uh, ai o expansiune așa pe datorie, în momentul în care nu folosești expansiunea ca să reduci dezechilibrele. Din potrivă, se amplifică clivajele astea între cei, între cei bogați și cei săraci. Clasa mijlocie, care ar trebui să fie ancora de stabilitate, nu prosperă. O să apară în corecții. O să trecem, o să trecem și până alea Am trecut și prin altele. <laughs> nu ne... <laughs> nu învățăm nimic și nu ne pregătim pentru da. anumite, anumite da. momente. Da, v-am uh, asta... Vedeți pe că noi, pe românii, din păcate, marea majoritate a momentelor istorice mari ne-au prins nepregătiți. Și momentul 1914-1916, mă refer la principatele române, și momentul 1940, și momentul 1989, și criza din 2009, în care am avut o aterizare foarte bruscă și puternică a păi, economiei. Și atunci... Uh, Veneam după patru uh, ani de expansiune. În 2008 am avut creștere economică 7, 8%, 8%, pa, 8 da. și deficit nou. Ne vom mai întâlni da? prea curând cu acelerate rate de 8-9% creștere economică, de tipul tigru economic? Uh, doar din... dacă ne apucăm serios de muncă. <laughs> da, dacă ne apucăm serios de muncă, putem. Investiții, avea productivitate... Investiții, productivitate crește grădinițe, creștere de natalitate, cum să... ca să crește economic. Ai nevoie de capital uman. Da? Ori... Cum vedeți ideea de pe care anglosaxonii o denumesc infrastructure. La noi lucrul acesta se reduce la nivelul de autostrăzi. De fapt, infrastructure înseamnă ce spuneați dumneavoastră, mult mai mult decât autostrăzi. Înseamnă transporturi, înseamnă aeroporturi performante, înseamnă trenuri, noduri rutiere, înseamnă, înseamnă trenuri, trenuri înseamnă, înseamnă transport urban, educație, înseamnă smart city, înseamnă, înseamnă școli, înseamnă dezvoltare rurală. Da. Uite, avem exemple de bune practici, să le urmăm uitați vă la Cluj, uitați-vă la Oradea. Alba Iulia, câteva orașe. Alba Iulia. Din... Alba Iulia e mai micuț și uh, dar Oradea, Cluj, Alba Ia Ia Iulia. Iași în ultima perioadă. Uh, Iași săracii de ei sunt un pic gătuiți de lipsa de lipsa unei legături Conexiuni pe cu capitala de, și cu vestul. De, din acel d, cred că ăsta e principalul motiv pentru care uh, ei au trebuit să se ducă pe zona unde nu au nevoie de șosele IT. Exact, unde nu e nevoie de transporturi. Da, dar e nevoie, știți, ca să-ți fie bine, trebuie să fie echilibrat. Să n-ai din ceva foarte mult și din altceva de care ai nevoie nimic. Asta ar trebui să fie rolul unui management politic responsabil. Să Refacă echilibrele și o să vedeți în momentul în care începem să, să, crea, să re, uh, începem să reconstruim încrederea. Uh, să reconstruim optimismul în viitorul nostru în România, nu pe alte meleaguri. O să vedeți cum putem să decolăm foarte repede, pentru că e și baza mai mică. Deci dacă ai fi la nivelul de dezvoltare din uh, Germania sau din Anglia sau uh, Chiar și din Polonia, unde au crescut foarte mult în ultimii 20 bază de ani. Pe baze foarte solide. Este imposibil să vorbești de creșteri de 8%. La noi, cred că 8% e un pic optimist. Pentru că și atunci, 8% tot a fost pe credit. Și tot provenea din, tot specula, credit, imobiliară, din tot specula imobiliară, tot provenea din stimularea și, consumului, exact. din niște tranzacții financiare disproporționate. Da, exact. Cu restul uh, economiei. 8 uh, deci, aveau țările de tipul acesta exotice, să le numim între ghilimele. România. Irlanda, Cipru. Eu sunt absolut convins că România poate să aibă o perioadă de 10-15 ani de zile cu creștere constantă de 5% din PIB, toți aniște. Adică un fel de letrang gloriez din Franța. Da. Da. Nu. și uh, eu mă uit că ce-am avut în 2016 din punct de vedere politic la alegeri a fost un accident al democrației așa ceva nu trebuia să se întâmple da, fiind uh, cruzi între ale democrației că nu, acum până să nu uităm că noi votăm de 90 și ceva da. pentru că primii 90 au fost totuși atât de haotici da. deci uh, nu nu trebuie să fim prea exigenți cu noi ca nație. Trebuie să ne uităm și, mai ales inteligent ea, trebuie să ne uităm la noi în context. Uh, a fost un accident al democrației. Un număr mic de oameni au luat țara pe persoană. Și s-au comportat ca atare. Noi acum avem o fereastră de oportunitate pe care dacă o ratăm, nu prea mai avem șanse. Adică se, ne decuplăm complet de restul lumii. Și anume, vom avea, pentru că, din păcate, politicienii gândesc pe cicluri electorale. La noi, din 2008, de când s-a decuplat uh, alegerea la președinte de alegerea. Am fost într-o campanie electorală semi-permanentă. Da, am fost într-o campanie semi -permanentă. Acum, avem o fereastră de oportunitate. Anul acesta mai avem locale și parlamentare, după care, patru ani de zile, nu mai avem nimic. Deci, cei care e foarte important. Următorul program de guvernare. E foarte important ca uh, uh, partidul principal în momentul de față din opoziție, PNL-ul, să se pregătească. Și USR. USR Plus. Trebuie să se pregătească, să lucreze la programe. Să învețe să lucreze împreună, dacă e nevoie să lucreze împreună. Patru uh, ani politici uh, agitați ne-ar putea costa, nu? Pa Nici măcar nu trebuie să fie agitați uh, ca să ne coste rău. Trebuie să nu facem nimic. Dacă... Uh, uh, nu vor fi pregătiți să înceapă munca imediat după vot și să înceapă mă, să implementeze măsurile de care e nevoie pentru uh, relansare uh, ratăm fereastra asta de oportunitate de patru ani care din fericire pentru noi se continuă cu încă una de patru ani deci avem opt ani de zile în care putem să reducem decalajele pe care le avem față de vecinii noștri 8 ani de zile. Nu vorbim de Occident, vorbim de vecini, normal. Ne referim da, Hai să la ne comparăm cu Ungaria, Ungaria să ne comparăm Polonia. cu Polonia. Domnule Birici, mulțumesc mult Slovacia. pentru, pentru un, un model de succes, Slovacia. Exact. Da. Mai ales în ultimii, în ultimii 10 ani. Care a început și la ei cu cota unică. Exact. Și da, în, în 2006-2007, un... chiar înainte de aderarea la zona euro. Intrarea, intrarea implementarea cotei unice în Slovacia ne-a ajutat foarte mult pe noi. Eu au făcut-o în 2003, 7, 3, parcă. 2003. 2003. -am făcut în 2004. Vă mulțumesc mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice la Radio France. Este duminică, sunt Cristian Gava, rămâneți alături de Radio France. Până săptămâna viitoare, la revedere!